Partidul politic Acasă Construim Europa dă start frumosului eveniment de Crăciun, Caravana de Crăciun. Acest eveniment a fost pregătit de toți colegii mei cu multă dăruire, cu mult drag, cu dragoste. Și astăzi vom merge în toate raioanele țării, la familiile cu mulți copii, pentru a aduce zâmbete pentru cei ce așteaptă o mică atenție acum, în această complicată perioadă. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumim colegilor, în primul rând, vă mulțumesc mult fiecare din dumneavoastră, mulțumesc oamenilor cu inimă bună care s-au implicat și am pregătit daruri în această minunată inițiativă care se numește Pace de Crăciun. Astăzi, echipa Partidului Politic Pace, pe care am onoarea să o conduc, vom merge la peste 1000 de copii în familiile numeroase, care au 3 și mai mulți copii. Avem familii care le vom vizita cu 9, cu 8, cu 7 copii. De ce? Pentru că nouă ne pasă. Pentru că noi ne dorim să încurajăm familiile cu mulți copii, fiindcă ei sunt oameni foarte responsabili. Sunt cei care nu se tem de sărăcie pe care ne-a lăsat-o politicienii de-a cursul anilor. Ei sunt oameni curajoși care contribuie la dezvoltarea și creșterea neamului nostru. Am să vă arăt câteva din lucrurile cu care vom merge în toate familiile. Avem produse alimentare de diferit fel, avem crupe, avem fructe, avem cartofi, avem ceapă, avem dulciuri. Și dacă mergem la copii, avem jucării, bineînțeles. Și nu în ultimul rând, avem foarte multe, foarte multe cărți. La toți copiii, în toate familiile cu mulți copii, noi vom da cărți. Fiecare din darurile care le vedeți aici sunt datorită oamenilor buni, oamenilor responsabili care nu au rămas indiferenți. Țin să menționez că împreună cu o mare parte din echipă, care astăzi deja sunt echipa Pace, am mai făcut tradițional, ultimii cred că 4-5 ani de zile, mai multe caravane, care iarăși am mers în familii social vulnerabile, am mers la persoanele în etate, am mers la persoane cu dificultăți. Noi avem un proiect de lege prin care ne propunem să ridicăm natalitatea în Republica Moldova. Conștientizăm că astăzi Republica Moldova se confruntă cu o situație demografică fără precedent. Și dacă statul, politicienii nu vor adopta legi puternice, bine gândite, care vor crește natalitatea, Republica Moldova, cu părere de rău, poate să dispară poporul nostru. De aceea noi am pregătit un proiect de lege care se numește că renaștem Republica Moldova și fiecare familie cu 3 copii va avea un salariu solid, mama care crește copiii, ca copiii să nu fie o povară, dar să fie o plăcere educația lor. Mamele care au 4 și mai mulți copii vor primi un salariu solid și în afară de aceasta vor primi și scutiri la toate taxele și impozitele de stat, ca banii pe care îi plătesc la bugetul de stat să rămână în familie, să contribuie la educația copiilor pe care îi cresc. Noi suntem echipa Pace, noi nu vorbim, dar facem. Și acțiunea de astăzi, care mergem la cei peste 1000 de copii și la familiile cu mulți copii, vine să arate primul pas încrezător pe care îl facem noi în suportul lor. Vă mulțumesc și dau cuvântul colegilor mei. Vom avea o acțiune minunată, fiți cu ochii pe noi. Bună ziua, stimată presă, bună ziua, stimați cetățeni. Astăzi suntem aici în fața voastră cu o parte din echipa Partidului Politic Pace. Deci am organizat această caravană de Crăciun, Pace de Crăciun, așa numită Pace de Crăciun, pe care vrem să o aducem în casele oamenilor care au 3 și mai mulți copii. A fost un lucru enorm, deci s-au implicat foarte mulți și din cadrul echipei Partidului Pace și oameni care au un suflet mare, care vor să transmită o parte de speranță, de bună intenție pentru cei care, la care viața este un pic mai tristă. Așa că noi astăzi putem fi mai buni și putem dărui o speranță celor care au nevoie. Vă mulțumesc!
Bună ziua, stimată presă! Sărbătorile de iarnă ne aduc aminte că noi, de fapt, suntem un popor blând, un popor binevoitor și este cazul cât mai des ne aducem aminte de lucrurile importante care există, precum familia, precum empatia. Noi, prin exemplu nostru, vrem să facem un challenge național unde fiecare care găsește posibilitatea să adune forțele și să ajute o familie să o facă, deoarece sunt mai triști ca noi. Deci, îndemnăm pe toți să facă la fel ca noi. Vă mulțumesc! Bună dimineața tuturor dragilor! Vreau să zic că nu e ușor să crești 3 copii și mai mulți și pentru asta echipa Pace, partidul Acasă Construim Europa, astăzi a decis să un gest nobil să ajungă la sute de familii, mii de copii, să aducă daruri în prag de sărbători, o mică bucurie și o mare bucurie, să zicem așa, pentru toți acești copilași care așteaptă și ei să aibă pe masă dulciuri, fructe și vreau să vă transmit tuturor, la mulți ani, tuturor familiilor și prosperitate Moldovei și viitor prin pace. Dragi cetățeni, eu sunt una din mamele cu 3 copii pe care disperarea a obligat-o să ia drumul străinătății. Astăzi m-am întors în țară pentru a mă implica să ajutăm mamele să nu mai fie nevoite să-și lase copiii și să crească cu bunicii, cu rudele, să le poarte grijă mamele 24 din 24. Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă și prin acțiunea noastră vrem să fim un exemplu pentru toată lumea din Moldova și așa cum spune cânticul, la Crăciun orice om poate fi mai bun, vă îndemnăm să vă alăturați acțiunii noastre, Caravana de Pace pentru cei mai triști ca noi și să dăm o lumină, o speranță tuturor familiilor nevoiașe. La mulți ani tuturor! Vom încheia această sesiune prin a mulțumi încă o dată tuturor colegilor mei care au contribuit, celor care nu sunt aici, dar s-au implicat pentru a face acest gest frumos pentru cele peste 1000 de copii din întreaga țară și a încurajat familie cu mulți copii. Dar nu în ultimul rând, și rog și colegii mei să o aplaudăm pe doamna Ludmila Chistruga, care este vicepreședinte al Partidului Politic Pace, Partidul Acasă Construim Europa, pe domeniul social, care a inițiat și a organizat această caravană. Astfel de conducători în fruntea ministerelor țării trebuie să se afle, așa cum este doamna Ludmila Chistruga. Așa miniștri trebuie să ai Republica Moldova, care au grijă de oamenii noștri, care au grijă de copiii noștri, care au grijă de viitorul țării. Vă îndemnăm să fiți alături de echipa Pace, să mergeți cu noi, să ne susțineți, să ne dați încrederea, iar noi vom face fapte concrete. Suntem cei de la Pace, noi nu vorbim, dar facem. Și pentru cei care vor urmări pagina noastră de Facebook sau alte emisiuni, vreau să arătăm aici lanțul de mașini care îl avem plin cu daruri pentru toți copiii, pentru toate familiile care mergem. Un lucru curios care vreau să-l știe cei de acasă, că noi am aranjat mașinile acestea de culoare albă, în formă sau în scrisul de pace. Dacă ne uităm din zborul păsării sau spunem de pe dronă, se vede pace. Vom difuza aceste imagini, vrem să aducem pace în Republica Moldova, vrem să aducem pace pentru poporul nostru, pentru oamenii noștri care merită un trai mai bun. Pace, stimați colegi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Dumnezeul
pentru este bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte care sunt urmate în Iisului, Sfinte Dumnezeu, Sfinte care sunt urmate în Iisului, Sfinte Dumnezeu, Sfinte care sunt urmate în Iisului, Slavă Tatălui și Fiului, că sunt totul și-a fost în lumea și în Iisului, 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 care se ferească de toate întâmplare celea, să îi slăvească pe lui vrăjmașii văzut și nevăzut, să le povățuiască prin împlinirea poruncii tale, păjiți de viața nevătămată, ce feriți de sufletul lor, curați și de orice tâniciune, pe cu spor plătăria lor și crede lor le îndreptează, îndrăgățesc și cu farul tău și arată și de cunoscuță și de și părinte, împlinește bunul Dumnezeu de vrednicește să ne întoarce cu bunul bucurie, sănătate și pace, cu Dumnezeu, practic, Năstoarne, Dumnezeu, Sfântul Maria, ale Sfântului Sfântul Apostol Pavel, ale Sfântului Sfântul Nicolae, Arhiepiscop și Sfântul Sfântul Iisus Hristos, ale Sfântului Sfântul 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 Слава Тебе, Христос, и мне дело на деде Матери, слава Тебе, слава Тебе. Девушки, когда мы делаем, мы приступаем к этому, что апостоль, а сестра вот Сергий, ей гимна, что там нуля, тут же Николай, как это не дикий, который светил, это не было ясно, мы опять же, когда он полностью делали. Аминь. 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 Деньги и кипи ваши, мать в квартире. Сведей был Дунезел, и все на тени, и без паркача тени, что все те свитеры в нос. А чеечи вода Дунезел, выжила чел, я пачал на трубун, стал пачать себе уму. Све, а жители был Дунезел, каля те, которые лецу, не любил вас, să fiți întotdeauna ascultători de cei care de acolo sunt mari ca voi, fratele voastre, să fiți o comandă, în realitate o comandă, să ajutați, să puneți umărul. Știți că întotdeauna când militarul merge undeva, dacă cineva este din negătățul, tâl, apoi merge și înainte, așa și voi, fratele voastre, lângă căpușorul vostru, lângă lăpsuitori, fiți împreună, ajutați și mergeți înainte. Să ajute Dumnezeu să vă binecuvânteze drumul acesta vostru, toate cele bune. Stați așa. În numele Tatălui și al Sfântului și al Sfântului și al Sfântului și al Sfântului. Să vă încălzesc la fii drum. În numele Tatălui și al Sfântului și al Sfântului. Să vă încălzesc la fii drum. Mai în spate, colegii, roagă, mai în spate. I-am dat într-o parte, știți că am venit femeile, am fost fericit, da? Să vă încălzesc la fii drum. Hai, băi, băi! Hai, băi!
Las, colegi, nu mă mișcați, nu mă duceți nicăieri, să nu știu pornim. Stați pe loc aici, vine noi mica. Stați pe loc aici, să spun cum va porni. Secretarul? Deci să facem fapte bune și trebuie să fim în faza două. Ori, corect, să facem față bună și să știți ca să aveți iscușări în drum. Asta... Sunt în faza domnului. Asta-i, asta-i. Parcă bine ați făcut-o, că totuși ce ați făcut-o. Din cuvântat. Asta mă cer. În numele Tatălui Sfântul să spun Sfântul Sfântul Camil. Prin stăpânii pe casa apă, Sfântul 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 acestea. Prin stropire cu apa acestea sfințite. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin. Prin stropire cu această apă sfințite, să binecuvântează sfințesc pasiunile acestea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin. Prin stropire cu această apă sfințite, să binecuvântează sfințesc mașinile acestea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Părinte, vă mulțumim. Să vă dea bunul Dumnezeu ca să le maghează. Deci o văd și pe mașină. Da. Ia fieriți. Ia fieriți. Pace! Pace! Dumnezeu, fraca Domnului, vizionare în drum. Jice cișor. Lucruri bune să faceți. Spăsi Gospodin. Mă rog, mă iertat, Dumnezeu să mă iert. Și n-ați văzut face până la... Până la nașterea Domnului, n-ați văzut. Sănătate!